Iașul s-a înfrățit ieri cu municipiile Bălți și Hâncești din Republica Moldova. Ceremonia a avut loc în sala Vasile Pogor a Palatului Rosnovanu. Primarul localității Hâncești, Alexandru Botnari, a precizat că dorește o înfrățire care să se concretizeze prin accesarea fondurilor europene și dezvoltarea unor proiecte de infrastructură comune. Această punte de trecere între noi am putea pe parcurs să o dezvoltăm. Cei ce ține de instituțiile publice, de grădiniți, Iașul este și capitala studenților care multe facultăți sunt aici, care am putea ca cu tineretul nostru, copiii, acea apropiere care vom avea pe parcurs, doar să dezvolte și municipiul Hâncești și o mare experiență să o luăm a unor proiecte. Primarul Iașului, Mihai Chirica, a precizat la rândul său că în acest moment Iașul este înfrățit și cu localitățile Chișinău, Cahul și Ungheni. O oportunitate de a ne cunoaște mai bine și, sigur, o mână întinsă de ambele părți ale Prutului pentru a întări relațiile dintre cetățenii noștri din municipiul Iași și din municipiul Hâncești. De asemenea, e în deschiderea sărbătorii naționale a tuturor românilor, ceea ce aduce și o valoare sentimentală, patriotică, dar și simbolică. Și sigur e un pas în continuare în relațiile cu celelalte orașe înfrățite, peste 20 cu care municipiul Iași colaborează în momentul de față. Din Republica Moldova mai suntem înfrățiți cu municipiul Chișinău, municipiul Cahul, municipiul Ungheni și municipiul Bălți.